am început o săpătură pe terasa nouă, deasupra zonei sacre, care s-a soldat cu descoperirea unor monumente interesante, unor monumente din piatră. Este vorba, în primul rând, de reidentificarea, să zicem așa, unei alei pavate de care se știa încă din 1989 și noi am continuat cercetarea ei și rezultatele sunt promițătoare. De asemenea, am găsit fundațiile, bazele unui edificiu din piatră, căruia în anii următori o să reușim să-i precizăm planul și funcția. Avem acum o imagine mai extinsă asupra învergurii și complexității zonei acesteia sanctuarelor.